Antreprenorii din Brașov au lansat o propunere inedită pentru turiști. Dacă vrei să celebrezi sărbătorile pascale într-un mod cu totul neobișnuit, te-ar putea încânta ideea. Află cât costă să dormi într-o căruță în noaptea de înviere. Anunțul a făcut furori pe rețelele sociale. Oraș cu o poziționare deosebită și o istorie veche. Brașovul prezintă întotdeauna propuneri fermecătoare pentru turiștii români și nu numai. Atmosfera de aici este parcă desprinsă din cărțile cu povești, bucurându-se de case colorate cu turnulețe, acoperișuri țuguiate și căruțe special amenajate pentru noaptea de înviere. În centrul Brașovului găsiți o cazare cu adevărat inedită. Pe lângă corturile de tip glamping, ai ocazia să experimentezi cazarea într-o căruță cu covilitir foarte confortabilă. Este propunerea lansată de mulți antreprenori români pentru noaptea de Paște. Persoanele care vor să celebreze sărbătorile pascale într-un stil cu totul și cu totul special, pot să se cazeze în căruțe amplasate în mijlocul naturii. Prezintă toate facilitățile necesare, sunt asemănătoare unor căbănuțe. Departe de orașele aglomerate și de agitație, afaceriștii din Brașov promit un mediu perfect pentru relaxare. O căruță prezintă la interior o suprafață de numai 14 metri pătrați, însă suficient de mare pentru a beneficia de tot ce este necesar. Spațiul cuprinde loc pentru odihnă, precum și o baie. Este asemănătoare cu o rulotă. Potrivit informațiilor furnizate de antreprenorii din Brașov, investiția într-o căruță realizată din lemn este de aproximativ 12.000 de euro. Astfel, nici prețurile pentru cazare nu sunt foarte ieftine. Pentru o singură noapte petrecută într-o căruță amenajată în stil rural autohton, turiștii trebuie să scoată din buzunare suma de 400 de lei. Dacă te tentează propunerea și vrei să ajungi aici, nu uita să vizitezi și obiectivele turistice importante din Brașov. Orașul și zonele din prejurul său ascund adevărate minuni. Iată câteva dintre zonele sau locurile unde trebuie neapărat să ajungi. Piața Sfatului, Biserica Neagră, Vârful Tâmpa și punctul de Belvedere Brașov, satele Peștera și Măgura, prăpăstiile Zărneștiului, relatează playtech.ro.